Cântăm din cântarea de la numărul 355. Lângă apă ca și pomul, Domnul vieții m-a sădit. Voi trăi și îmi voi da rodul tot la timpul potrivit. Mulțumim, Tată Ceresc, în bunătatea Ta ne-ai așezat pe toți aceia care suntem mântuiți pe stânca viacurilor care este Domnul Iisus, pe o temelie tare și sigură, care nu poate să fie clătinată de absolut nimic. Mulțumim pentru această certitudine pe care ne-o dă Evanghelia. Doamne, vrem ca pe temeiul mântuirii să rămânem și noi neclintiți. Să nu fim bătuți încoace și încolo de tot felul de vânturi, de tot felul de valuri, ci să stăm neclintiți, ancorați în Tine. Amin. Sau așa cum spune Pavel, înrădăcinați în Hristos, aducând roade după voia Ta, sporind în credință cu mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus suntem adunați în ziua de astăzi, în locul acesta, pentru care să mulțumim. Mulțumim că aici ne întâmpin cu prezența Ta. Mulțumim pentru ziua de astăzi, o zi frumoasă și glorioasă de primăvară, scăldată în razele soarelui Tău. Mulțumim pentru lumina pe care ne-ai dat-o în sufletele noastre prin Domnul Iisus. Continuă să ne luminezi prin cuvântul Scripturii, prin lumina Duhului Tău cel Sfânt.
În ziua de astăzi îndreaptă privirea spre poporul Tău cu favoare și binecuvântare. Doamne, fiecare strigăt, fiecare suflet care se îndreaptă spre Tine, primește-L în bunătatea Ta. Iartă păcatul, curățește nelegiuirea, ascultă rugăciunea, privește lacrimile, privește suferința și lipsurile de orice fel. Și mulțumim că harul Tău ne este de ajuns. Doamne, binecuvintează și musafirii casei Domnului. Binecuvintează mărturia prin cântare și prin ceea ce Dumnezeu, prin ceea ce le-ai pus pe inimă. Și apoi vrem să fim binecuvântați la ascultarea cuvântului Tău. Dacă în locul acesta sunt oameni care au nevoie de mântuire, fă din ziua de astăzi ziua întoarcerii lor la Tine. Extinde-ți împărăția în Timișoara, în județul nostru, în România și în lumea întreagă. Și pentru tot ce vei face, te binecuvântăm în numele care întrece orice nume, numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invit să ocupăm locurile și ascultăm corul dându pe Domnul.
voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Amin. Aș fi putut continua citirea întregului Psalm 34, este unul din psalmii mei favoriți, dar mă opresc aici din rațiuni de timp, însă vreau ca aceste cuvinte, aceste realități a omului care se încrede în Domnul și l-are pe Domnul de partea lui, să fie partea voastră, a tuturor celor care și în această zi, ziua Domnului, ați venit la închinare în locul acesta la Emanuel, vă binecuvântăm în numele Domnului care a făcut cerul și pământul, ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre voi și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să vă dăruiască cel puțin o binecuvântare duhovnicească în locul acesta, în casa Lui, în prezența Lui. Amin. Salutăm cu bucurie musafirii casei Domnului, pe cei care ne vizitați în ziua de astăzi, dar în mod special salutăm pe fratele Adi Barbu, care a terminat prin 2008-2009 școala biblică la Timișoara și apoi a mers la București, a terminat institutul de acolo și în dimineața aceasta este împreună cu grupul Shema de la Oțelul Roșu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Shema, de la Shema Israel, ascultă Israele. În dimineața aceasta vrem să ascultăm ceea ce Domnul le-a pus pe inimă să aducă prin cântarea lor și mărturia fratelui Adrian. Ne bucurăm, îi binecuvântăm și pe ei în numele Domnului și le dăm posibilitatea să slujească Domnului prin cântarea lor și prin mărturia. Fiți binecuvântați! Binecuvântăm numele Domnului, ne bucurăm să putem fi la Emanuel în dimineața aceasta împreună. Fratele a spus deja cum ne numim, grupul Shema din Oțelul Roșu. Eu sunt Gică Blidariu, soția Petria Blidariu, Beniamin Blidariu și Adi Barbu. Ne bucurăm să putem cânta spre slava Domnului, să înălțăm numele Domnului lucrul acesta. Suntem împreună și cu fratele nostru netist, Solomon Ufa, care ne însoțește peste tot. Și unde nu avem sistem de sunet așa cum avem la dumneavoastră, avem noi în mașină. Așa. Vrem să lăudăm pe Domnul dimineața aceasta și vrem să începem cu o nouă zi din cortul sfânt răsare și în pragul ei spre Domnul eu mă închin. O, Doamne, fă-mi cea mai de preț favoare, să fiu și eu ca Fiul Tău divin. Amin. Și
Să mulțumim Domnului, începând încă de dimineață. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe anus, nu e împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Să cântăm împreună. E luptă, plăceri de șertăciuni pe anus, nu-i împodobită, dar-i dreaptă și e bună că duce în sus. Drept la cer conduce. Pe calea aceasta tu avui, pe cea te duce până la Hristos. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Conduce, a lupta este bine pe ea. Trebuie conduce, a lupta este bine pe ea.
Calea îngustă, dar e bună că duce în sus, așa cum am cântat. Ne bucurăm că putem să fim în dimineața aceasta sănătoși cu toții, cred că suntem locul acesta, sănătate așa care cum ne-a dat-o Dumnezeu, dar cred că putem lupta pe calea îngustă care duce sus. Când am pacea Domnului în inimă, de vifor eu nu sunt răpus. Iar inima mea tot așa va cânta, bine, bine în Domnul. Să vă mulțumim.
Mărturia fratelui Adi și apoi vă rog să vă pregătiți cu încă două cântări de cercetare pentru biserică. Nu, înainte de toate, aș vrea să vă spun că mă bucur foarte mult după o perioadă destul de lungă să fiu și să ne bucurăm împreună în această dimineață. Este o onoare și o binecuvântare să vă slujim. Am făcut acest lucru pentru că îl iubim pe Domnul Iisus. Mulțumim fratelui Marius, mulțumim bisericii pentru dragostea dumneavoastră, pentru că ne-ați acceptat ca în această dimineață să slujim împreună cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Mă bucur foarte mult să văd fețe multe cunoscute și vreau să vă spun că sunteți minunați. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Mă bucur să văd pe fratele Dani Ciuraș cu soția, pe fratele Dani și atâția alții care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți. Amin. Acum, în câteva minute aș dori să spun ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. În această dimineață nu sunt să arăt cât de grozav sunt sau cât de grozav suntem, ci în această dimineață, dincolo de acestea, aș vrea să scot în evidență puterea lui Dumnezeu, care și astăzi și în secolul 21 face minuni, vindecă și ridică oameni din groapa pieirii. Unul din ei am fost eu. M-am născut în județul Dolj, orașul Segarcea, într-o familie numeroasă, o familie de 10 frați și surori. Încă înainte să mă nasc, mama și tata, fiind în stare de beție, în stare de ebrietate, s-au hotărât să mă avorteze. Dar tatăl meu, chiar dacă era în stare de beție, a spus în felul următor mamei mele: dacă el va muri și tu vei muri. Sigur că nu la întâmplare, Dumnezeu astăzi a îngăduit să fiu sănătos și să mă numesc copilul lui. Astăzi sunt pentru a mărturisi puterea lui Dumnezeu și minunile care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. Am vârsta de 29 de ani, mulțumesc mulți înainte și dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Încă de la vârsta de un an am dobândit o boală ciudată numită bulimie. Tot ce mâncam dădeam în afară și părinții mei, în loc să găsească antidotul sau medicamentul care să vindece trupul meu, a fost mai ușor și mai lesne să mă arunce afară și să trăiesc. Fie că era vară, fie că era iarnă, fie că era zăpadă, fie că era soare, viața mea s-o petrec afară, în curtea casei sau în grajd, alături de vaci și de porci. De la vârsta de un an până la 7 ani vreau să vă mărturisesc că n-am știut ce înseamnă dragostea mamei, n-am știut ce înseamnă afecțiunea aceea de care fiecare copil are nevoie. Sigur că Dumnezeu mai târziu a știut să
să dea El dragoste așa cum o știe și lipsa de care eu aveam nevoie, Dumnezeu mi-a dat-o la momentul potrivit. Viața mea am petrecut-o în grajd, neștiind ce înseamnă o îmbrăcăminte, neștiind ce înseamnă o încălțăminte, neștiind ce înseamnă dragostea părinților. Și atunci când ai nevoie să apelezi la cineva și să spui cât de mult îi iubești pe părinții tăi sau părinții tăi să spună adică cât de mult te iubești și ce valoare ai în ochii noștri. N-am avut ocazia să aud aceste lucruri minunate, aceste lucruri frumoase, aceste cuvinte care de multe ori ne încălzesc inima, nu-i așa? Când cineva spune că ai valoare și te iubesc. Dar cu atât mai mult Domnul Iisus mi-a spus că am valoare în ochii Lui și că pentru mine a dat popoare și că El îmi dă un viitor și o nădejde. Și Dumnezeu este acela care s-a uitat din înaltul cerului spre starea mea deplorabilă în care trăiam. Și mai târziu Dumnezeu a știut să îmbunătățească toate. În grajd am trăit, am dormit și în grajd am și mâncat. N-am avut parte să mănânc o mâncare bună cum se mănâncă astăzi. N-am avut parte să dorm pe o perină sau pe o saltea așa de bună cum dormim astăzi. N-am avut ocazia să simt căldura din casă. Și viața mea am petrecut-o mâncând mămăliga din vălăul porcilor. Până la 7 ani, de la 1 an la 7 ani a durat această problemă. La vârsta de 2 ani, pentru că părinții erau în stare de beție, am luat-o pe sora mea cea mai mică. Noi am fost practic 11. A luat-o pe sora mea cea mai mică, Valerica, și a vândut-o pentru 2 sticle de alcool. Și acum veți înțelege de ce cântăm cu atâta dragoste. Pentru că la vârsta de 4 ani, mama mi-a făcut un certificat de handicapat ca să nu mai pot face nimic. Și sigur că sărăcia, când ești în pragul sărăciei, faci orice numai ca să ieși de acolo. Și sărăcia la noi în Oltenia se manifesta prin a mutila copiii într-un fel sau altul. Eu am fost mutilat prin faptul că mama, la vârsta de 4 ani, mi-a tăiat limba pentru a mă face handicapat. Sigur că limba mea este crestată, dar faptul că pot să vorbesc și faptul că pot să stau înaintea dumneavoastră nu este meritul meu, ci este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a atins de mine, Dumnezeu m-a vindecat. Dumnezeu s-a uitat spre mine cu băgare de seamă și a spus că mă iubește. La vârsta de 5 ani, dacă refuzam să nu muncesc, eram bătut. Eram bătut până la locomanda, până mi-au rupt mușchii de la ambele brațe, crezând că voi rămâne handicapat, crezând că nu voi mai putea munci vreodată. Mi-a dat la picioare crezând că voi rămâne pentru totdeauna în cărucior. Numai că decizia noastră nu este și a lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu mi-a întărit mușchii, Dumnezeu mi-a dat sănătate în putere în picioarele mele, ca astăzi să stau și să vestesc numele Lui Cel Sfânt. Slavă Domnului, amin! La vârsta de 7 ani, o familie misionară, dar înainte de asta aș vrea să vă spun un lucru care l-am omis să spun așa. Atunci când munceam, am fost obligat să aduc o căruță în curtea casei și să arunc dulei lângă foc, lângă. Și apoi a fost de ajuns să ardă unul, că s-a aprins toată grămada de dulei și a ars, bineînțeles. Și pentru mine pedeapsa a fost să mă ia de brațe și să mă pună cu tălpile pe jar. Am strigat, nu m-a auzit nimeni până la un moment dat când cineva care a avut inimă mare a venit și mi-a uns tălpile și m-a vindecat. Dumnezeu m-a vindecat prin acest om. Și astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să stau în picioare. La vârsta de 7 ani, o familie misionară din Oțelul Roșu s-a hotărât să facă lucrarea lui Dumnezeu și a zis cum am putea face lucrarea lui Dumnezeu decât să meargă lună de lună din Oțelul Roșu la Oltenia cu îmbrăcăminte, încălțăminte și de aleguri, mâncare.
Și de fiecare dată știindu-mă copilul străzii, veneau și îmi dădeau o haină, veneau și îmi dădeau o mâncare și mă bucuram de asta. Dar nu mă bucuram mai mult de 10 minute pentru că frații mei veneau și spuneau: Adi, tu nu meriți haina aceasta. Eu n-am știut ce înseamnă până la 7 ani încălțăminte, haine, n-am știut. Dar nici n-am știut să mă plâng, pentru că mă mulțumeam în starea în care eram. Când acești oameni, această familie numită Ferdean, au sesizat situația mea în care trăiam, au întrebat familia mea, respectiv pe mama mea, care o chema Speranța. Ce nume frumos, Speranță fără speranță. Speranța, n-ai vrea să-l lași pe acest băiat să vină la noi, la Oțelul Roșu? La care i-a spus: ducă-se. Și dus am fost. Am ajuns la Oțelul Roșu, am stat o perioadă la familia Ferdean, ulterior am ajuns la familia aceasta extraordinară, familia Boșneac. Nu știu câți ați auzit de această familie. O familie care s-au devotat 100% pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru copii abandonați și pentru copii orfani și copii cu probleme sociale sau probleme în familie, abuzați de toate felurile. Această familie s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. El fiind medic, s-a uitat la mine și a spus către soția lui: Jenny, nu știu dacă băiatul acesta va mai supraviețui o lună. Hai să-l ducem la spital, că-și va muri. La care această femeie a spus: Vali, eu voi avea grijă de el. M-a luat în brațe, m-a îngrijit. Am început să cresc mare, am început să-mi revin ușor, ușor. Aveam vârsta de 9 ani, vă mărturisesc că abia legam 2-3 vorbe. Nu știam zilele săptămânii, nu știam lunile anului, nu știam absolut nimic. La vârsta de 10-11 ani, Dumnezeu deja m-a învățat prin oamenii care Dumnezeu i-a pus la Oțelul Roșu, la Fundația Humanitas, să ne educe într-un vers sau altul. În primul rând că ne-a oferit dragostea aceea de care noi vorbim în fiecare zi. Printre acești oameni minunați au fost și familia Blidaru, care sunt împreună cu mine și cu noi în această dimineață, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și să facă lucrarea Domnului. Viața a mers mai departe, am început să cresc. Mi-aduc aminte că l-aveam ca învățător pe fratele Dani Ciuraș și de fiecare dată mă mustrulea și îmi spunea: măi Adi, ție nu-ți place cartea? Nu-mi place. Aș fi vrut să fac orice altceva, să mă duc la capre, să mă duc la chirpiș, să fac orice altceva. Îi spuneam: du-mă acolo. Dar atât fratele Dani Ciuraș cât și domnul doctor și oamenii din jur, familia Blidare, au spus: măi, tu trebuie să faci ceva. Dumnezeu are ceva cu tine. M-am atașat așa de tare de dragostea lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Am zis: Doamne, ce pot să fac eu pentru tine? Răspunsul a venit instantaneu. Să iau 3 Biblii, una în engleză, una în franceză și una în limba română cu mine în geanta care o purtam zilnic la școală. La 10 ani am început școala. Și m-am îndrăgostit așa de tare de Domnul, am zis: Doamne, vreau să vestesc cuvântul Tău. Am început să dau, nu știam nici engleză, nici franceză, română, nici atât. Dar pentru că îl iubeam pe Domnul, le-am luat cu mine. Și pe lângă asta aveam câteva broșuri care să le dau profesorilor, care să le dau colegilor mei. Unii râdeau, alții mă scuibau, alții spuneau: mă, tu și așa ești orfan, tu n-ai nicio posibilitate în viața aceasta. Care e nădejdea ta? Care e speranța ta? Și întotdeauna am răspuns: nădejdea mea este Hristos. Încă de pe atunci am învățat acești termeni și cuvântul lui Dumnezeu, m-am îndrăgostit așa de tare de Domnul. Am zis: nu pot să mă las. Chiar dacă colegii mei, chiar dacă profesorii mă denigrau, mă desconsiderau, eu am zis: nu pot. Nu pot. Pentru că Domnul a făcut mult prea mult pentru mine. Și de atunci am mers în continuare până în clasa 8-a. Poate că fratele Dani își aduce aminte când purtam acea raniță cu mine, că îmi zicea: mă, iar ai ranița asta în spatele tău. Purtam 11 kg zilnic. În clasa 8-a colegii au venit și m-au întrebat: Adi, câte kg ai în ranița asta, în geanta aceasta? Pune-o pe cântar.
Am pus-o pe cântar și toată lumea a început să râdă cumva ironic când am văzut 11 kg și m-a întrebat: dar nu ți-a fost greu? Și am zis: nu, de dragul Domnului, nu, pentru că îl iubesc. El a făcut mult mai mult pentru mine. Am terminat 8 clase, Dumnezeu m-a ajutat să merg la Liceul Teologic Pentecostal Logos, în același timp să vin aici la Colegiul Biblic Emanuel. M-am îndrăgostit așa de tare de oamenii care erau aici la Emanuel, oameni devotați, oameni pentru Dumnezeu, care ne-au învățat zilnic cuvântul lui Dumnezeu și mă bucuram. Nu eram cel mai bun, fraților și surorilor, dar mă străduiam. Dacă n-am fost cel mai bun, mă străduiam să fiu cel mai credincios. Și aveam alte aturi, cântam, mă rugam, citeam. Îmi aduc aminte odată, permiteți-mi, frate Marius, să dau acest exemplu, că m-a văzut puțin mai dezbrăcat, nu știu, și a venit mâine zi cu o plasă de haine și zice: asta e pentru tine. M-am minunat, am rămas așa. Am zis: cât de minunat e Dumnezeu, cum poartă Dumnezeu de grijă. Aș avea exemple să dau atâtea, mă, că timpul nu ne permite. Dacă am putea întoarce ceasul acela, că e tare, tare dușmănos cu noi și ne numără fiecare minut și fiecare secundă. Am terminat Liceul Teologic Pentecostal Logos, dar în acest timp s-a întâmplat ceva mai interesant. Mi s-a făcut dor de frații mei, nu mai știam nimic de ei. 16 ani de zile au trecut. Știam că mama a decedat la vârsta de 11 ani, părinții, dar nu știam nimic de frații mei. Am luat telefonul și am sunat la Sigarcea și am reușit să dau de frații mei. M-am dus la Sigarcea, la Dăbuleni, i-am întâlnit pe toți, i-am îmbrățișat și le-am spus cât de mult îi iubesc. Am stat o perioadă, m-am întors la Oțelul Roșu și atunci am avut harul lui Dumnezeu să merg la Radio Vocea Evangheliei la Timișoara. Și ultima întrebare a fost: dacă ar fi să-ți întâlnești părinții acum, ce le-ai spune? Un singur lucru, că iubesc. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să iubesc și să-i accept așa cum au fost ei. Dacă ei mi-au făcut eu așa, eu nu voi putea face așa niciodată, nici la dușmanii mei, nici la prieteni, nici la copiii mei, cu atât mai mult. Dumnezeu m-a ajutat să merg la Facultatea de Teologie Baptistă, dar înainte de asta s-a mai întâmplat ceva. Frații mei din Germania m-au sunat: Adi, am auzit că ești sănătos, ești bine, ne-e tare dor de tine. Ce mai faci? Zic: măi, și mie mi-e dor de voi, nu știu ce mai faceți voi. Am vrea să vin neapărat în Berlin. Dar ce să fac în Berlin? Voi ce faceți în Berlin? Noi lucrăm construcții. Și zic: oh, ce fain sună, minunat. Atunci am hotărât să mă duc la Berlin. Am ajuns mine seara la ora 10. Frații mei m-au așteptat cu o masă încărcată de cărnuri puțin uleioase și am spus: măi, eu nu pot așa ceva mânca. Eu eram mai tare obosit decât flămând atunci. Dar numai că i-am întrebat foarte repede și am zis: spuneți-mi ce faceți aici în Germania. La care ei mi-au spus: Adi, seara de seara mergem și jegmănim bețivanii la puburi și tu ești un potențial pentru noi. Tu ai învățat engleză, ai învățat franceză, tu-i poți ține de tradus, noi operăm când cu stânga, când cu dreapta. La care eu am spus: eu nu pot face asta, sunt copilul lui Dumnezeu. Trebuia să stau o lună, numai că am stat vreo 3-4 zile și am venit înapoi în țară. Ulterior Dumnezeu m-a ajutat să merg la Facultatea de Teologie Baptistă și anul trecut am terminat această școală grea. Am crezut că nu voi mai termina niciodată, dar Dumnezeu m-a ajutat. Slavă Domnului pentru toate. Amin. Vom mai cânta încă o ultimă cântare pentru dimineața aceasta. Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea, e cu tine și în vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Amin. Slavă Lui! Dumnezeu puternic,
cei cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce-a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot el îți va șterge lacrima atunci când de credință. Când suntem sus pe stâncă, pare ușor. Când necazul n-avem, însă vin clipe grele, cu încercări și ispite. Atunci Domnul vede câte încrezi tu în el. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot el îți va șterge lacrima atunci când plângi. Tot el îți va șterge lacrima atunci când plângi. Amin. Amin. Abi și familia Blidaru, pentru slujirea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poate la terminare mai o cântare. Frate Adi, a rămas așa cum te-am știut, așa, cu un entuziasm contagios, molipsitor. Ne-ai molipsit în dimineața aceasta. Mulțumim pentru... Măi, dacă aș fi știut eu mărturia ta, crezi că nu te-aș fi pus când erai atunci, dar atunci când ai fost în 2009 aici, n-am știut lucrurile astea despre tine. Da, n-ai, așa e. Mea culpa, îmi fac mea culpa. Frate Adi, Domnul să te binecuvinteze, a spus că încearcă să-și comprime mărturia în 10 minute, a încercat. Apreciem Dumnezeu să te binecuvinteze și să te folosească în continuare pentru slava Domnului. Oriunde mergeți, să duceți solia dragostei lui Dumnezeu și a transformării pe care El o aduce. Pentru noi, după masă, este la ora 18, următoarea ocază de închinare, când așteptăm în mijlocul nostru pe fratele păstor Remus Runcan de la Biserica Maranata, din orașul nostru. Fiți pregătiți, pentru că dorim să susținem lucrarea pe care dâns și o fac, construcția noii clădiri a Bisericii Maranata, să contribuim și noi cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă. Așa că vă rugăm să fiți pregătiți pentru slujirea aceasta. La terminare, sunt mai multe anunțuri care mi le-am notat, dar probabil după masă le voi face, însă la terminare, pentru că fratele Adi este cu noi aici, dacă doriți să intrați în posesia unui CD cu muzică interpretată, mă înțeles, doar de fratele Adi, aveți ocazia aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Cântarea de la numărul 176, de păcat împovărat, în lume pribegeam, despre jertfa lui Iisus nimic eu nu știam, dar Iisus m-a ridicat și m-a răscumpărat, El mi-a dat iertarea sa și m-a salvat.
păcat împovărat, în lume privegeam. Deci spre jertfa lui Iisus nimic eu nu știam. Dar Iisus m-a ridicat și m-a răscumpărat. Aceasta am ascultat relatarea unei experiențe a transformării pe care Dumnezeu o poate face în viața oamenilor, în viața fratelui Adi. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne pune mărturie despre puterea lui Dumnezeu și ne învață cum Dumnezeu schimbă pe oameni. De aceea, oricât de importante sunt și frumoase și încurajatoare sunt experiențele, avem nevoie de temelia cuvântului ca să ne bazăm credința pe ea și de aceea, în momentele următoare, cu îngăduința dumneavoastră, pentru că în dimineața aceasta am avut musafiri, am avut o slujire binecuvântată. Cei care vă grăbiți și arde supa, aveți libertatea să în momentele următoare, dacă aveți alte probleme presante și trebuie musa la 12 să plecați, avem îngăduință, însă pentru noi ceilalți stăm câteva clipe în continuare, o să încerc și eu, mă străduiesc să comprim cuvântul, dar vă rog să deschideți împreună cu mine la Tit, capitolul 2. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 1 și citim de la versetul 1 până la versetul 8, pagina 1172. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere, să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pilde de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic de noi. Amin. Doamne, te lăudăm pentru puterea Harului Tău, care și astăzi schimbă pe oameni, îi transformă în mod glorios, îi smulge din împărăția Întunericului și transferă în împărăția Fiului Dragostei Tale. Mulțumim pentru asemenea mărturie a fratelui Adi, pe care am auzit-o în această dimineață.
viață care confirmă ce poți face Tu în viața celor care Tu îi ai în atenția Ta. Doamne, mulțumim pentru că în locul acesta sunt alte ființe care au fost transformate de puterea Evangheliei. Doamne, mărturisim însă că această transformare e un proces și că încă sunt lucruri de schimbat în viața noastră. Aceia dintre noi care am fost mulți din păcat, avem nevoie să fim sfințiți prin puterea cuvântului, avem nevoie să fim întăriți pentru a duce o viață de mărturie. De aceea, în momentele următoare, prin Duhul Tău cel Sfânt, luminează-ne cu înțelegerea cuvântului Tău și ajută-ne să înțelegem modul în care ne chem pe fiecare, tineri și în vârstă, să fim o mărturie a puterii Tale. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ce oare a determinat familia Ferdean sau Herdean din Oțelul Roșu să facă gestul acesta extraordinar? Să întâlnească o familie dezorganizată, fără dragoste naturală și să ia un copil din acea familie, să-l aducă într-un mediu plin de dragoste în care să-i ofere acestui copil un viitor și o nădejde. Ce a determinat pe fratele Vale Boșneac de la Oțelul, pe care unii dintre noi îl cunoaștem, să deschide acest orfelinat și să oferă speranță unor copii nenorociți și de părinții lor, cum a fost fratele Adi? S-a determinat familia Blidaru să se implice într-o asemenea lucrare. Săptămâna aceasta m-au ascultat din partea unui coleg păstor provenit de lângă Dunăre ceva despre începuturile lucrării din satul lui. Două generații în urmă, aproximativ 80 de ani, primii pocăiți din zona aceea, veniți de pe front, s-au întors cu Evanghelia. În fiecare vară, unicului îi lăsa pe cei din casă să se ducă la holdă, să strângă fânul și să facă toate celelalte. Și cum întâlnea un consătean, ce facea? Spunea, uite, n-am nicio pretenție de la tine, nu vreau să mă plătești, nu vreau să-mi dai absolut nimic, dar dă-mi voie să vin să te ajut și la prânz, când prânzim, să-mi dai voie să spun despre Dumnezeul meu. Așa cu unul, așa cu altul, așa cu altul, și a luat ființă biserica în localitatea respectivă. Ce i-a determinat pe toți oamenii aceștia să facă aceste lucruri? Dragii mei, am dat aceste exemple pentru a înțelege că dacă spunem și pretindem că ne-am pus încredere în Evanghelie, Evanghelia trebuie să ne schimbe. Și ceea ce declarăm trebuie să se vadă în viața noastră, în mărturia noastră. Oamenii ne judecă nu după cât de corect știm să articulăm credințele cultului baptist sau a Scripturii, în cazul nostru credem, pentru că suntem baptiști, că baptiștii sunt cei mai aproape de Scriptură. Dar lumea nu ne judecă după asta. Amin? Lumea ne judecă după efectul pe care doctrina și învățătura și Evanghelia ne-a schimbat viața. Asta este clar. De aceea pedalăm și accentuăm cu riscul de a fi agasanți. Cât de important este mărturia într-o lume ca aceasta, mărturia creștină. Asta este scopul epistolei către Tit. Și de câteva săptămâni studiem epistola către Tit și ne uităm la ce înseamnă mărturia creștină. În dimineața aceasta, în versetele pe care le-am citit, aș vrea să înțelegem cu toți, să plecăm, chiar dacă poate uităm multe lucruri, dar un lucru să nu-l uităm. Mărturia creștină, adevărată, nu ține cont de vârstă. Nu ține cont de vârstă. Indiferent de vârsta pe care o ai pe calea lui Dumnezeu, dacă spui că ești al lui Hristos, trebuie să trăiești ca El. Trebuie să te străduiești, să trăiești cât mai asemănător cu El. Dimineața aceasta
Sunt menționate câteva îndemnuri foarte practice, extrem de practice. Pavel este practic pentru că este convins că adevărul Evangheliei întotdeauna trebuie tradus în practică. Și îndemnurile pe care le dă lui Tit, păstorul bisericii din Creta, sunt îndemnuri legate de mărturia diferitelor vârste din biserica din Creta de atunci, sau diferitelor grupe de vârstă. Avem de face cu cei bătrâni, cu frații în vârstă, avem de face cu surorile în vârstă, avem de face cu surorile mai tinere, avem de face cu frații mai tineri, toate categoriile. Biserica lui Hristos trebuie să fie reprezentată de toate aceste categorii. Puterea Evangheliei trebuie să ne pună împreună și Harul lui Dumnezeu trebuie să dea la o parte orice prăpaste dintre generații. Așa ceva în poporul lui Dumnezeu nu există. Am fost mai de mult la o conferință la noi în țară, la Sinaia, o conferință bună din multe puncte de vedere, dar a fost un vorbitor, un om al lui Dumnezeu pe care îl respect în țara aceasta, care făcea pledoarie pentru o lucrare a bisericii axată aproape exclusiv pe lucrarea cu tinerii. Nu cred așa ceva. Cred în viitorul bisericii. Cred în lucrarea cu tinerii, cred în lucrarea cu copiii, cred că trebuie să investim în lucrul acesta, dar nu cred într-o biserică locală formată numai din tineri. Cred că Dumnezeu a așezat în biserica Lui și copii, și tineri, și oameni adulți, și oameni în vârstă. Avem nevoie de toți. Cei în vârstă au nevoie de tineri, de entuziasmul lor, de dedicarea lor, de înflăcărarea lor. Dar cei tineri au nevoie de asemenea de cei în vârstă, înțelepciunea lor, de experiența lor, de gravitatea și sobrietatea și seriozitatea cu care ei tratează lucrurile lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a așezat împreună, diferit și ca vârste, pentru că avem nevoie unii de alții. Nici o generație nu este indispensabilă și mă rog ca la Emanuel toate generațiile să fie bine reprezentate, să avem mulți copii, mulți tineri. Să avem mulți oameni în vârstă, adulți, în floarea vârstei, dar să avem și oameni, frați și surori, în vârstă pe care să-i prețuim, să învățăm de la ei. Doamne, întărește mărturia fiecarei categorii de vârstă din adunare. Mărturia seniorilor bisericii, mărturia fraților în vârstă. Tu însă, spune Pavel, în contrast cu învățătura învățătorilor falși, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și observați ce sunt aceste lucruri care se potrivesc cu Evanghelia. În dreptul celor bătrâni, spune, e ceva, o poruncă la prezent continuu, ceva care Tit mereu trebuie să spună, păstorul bisericii trebuie mereu să spună, să nu se oprească. E adevărat, cu respectul cuvenit, cu deferența și cu plecăciunea în fața perilor albi, dar cu autoritatea lui Dumnezeu spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Doamne, fă din frații noștri seniori, la care privim cu drag, asemenea oameni, amin? Treji. Este o gândire alertă. Este în original ideea de abstinență de la vin. De ce? Pentru că la vârsta aceasta, când e la pensie, e mult de lucru, adică e mult timp liber și poate că este tendația unora să încerce celelalte. Acum, e adevărat că, zice, vinul înveselește inima și cei care consumă alcool sunt mai veseli decât ceilalți. Dar a fi mai vesel nu înseamnă că sunt și mai alerți, da? Vinul te face mai vesel, da? Flertează gândirea și cuvântul spune aici să fie treji, alerți. Pe măsură ce se apropie de momentul întâlnirii cu Domnul, nu trebuie să adoarmă în gândirea lor, în judecata lor, ci simțurile lor să fie tot mai ascuțite și mai treze. Domnul să-i binecuvinteze așa. Apoi să fie vrednici de cinste. Ideea este a unui comportament demn, încărcat cu demnitate. Acum, e adevărat că din punct de vedere uman e o înțelepciune a perilor albi și noi cei mai tineri suntem chemați să o respectăm, dar aici spune să fie vrednici de cinste, să-și câștige această autoritate, acest drept. O, Doamne, înmulțește numărul patriarhilor din adunările noastre,
Oameni care atunci când se ridică cuvântul lor să aibă greutate, nu pentru că cuvântul nostru al tinerilor n-are greutate sau nu poate avea greutate, dar pentru că în spatele cuvântului lor sunt ani și zeci de ani de urmare a lui Hristos, o perioadă de timp lungă în care oamenii aceștia au probat un caracter creștin consecvent, au luptat luptele vieții și au biruit împreună cu Hristos și de aceea merită respect, merită cinste. Doamne, înmulțește numărul lor și binecuvintează pe cei ce sunt așa la Emanuel. Amin. Apoi cumpătați. Este o calitate pe care Dumnezeu o cere de la prezbiteri, în mod special, de la bătrânii bisericii, dar aici o așteaptă Dumnezeu de la bătrânii din punct de vedere biologic. Asta este o calitate care implică oprirea dorințelor, a impulsurilor, o judecată sănătoasă, un echilibru în decizii, un echilibru în vorbire, cumpătare, evitarea exceselor, orice fel de excese. Un bătrân care e de dat la excese nu pușcă, nu cadrează bine, nu e bine. Bătrânii trebuie să fie cumpătați și apoi sănătoși. Ne rugăm ca Domnul să-i facă sănătoși fizic pe toți bătrânii adunării, frații noștri seniori, dar aici e vorba de sănătoși spiritual, sănătoși în credință, adică până la capăt, pe măsură ce înaintează în vârstă, convingerile lor să fie tot mai clare, tot mai clare. Sănătoși în dragoste, asta este porunca supremă, și sănătoși în răbdare, în răbdare. Mă rog, încă o dată, Doamne, ține-i așa pe frații seniori de la Emanuel și înmulțește numărul lor și pe măsură ce alții intră în categoria aceasta să se califice prin aceste lucruri, pentru că avem nevoie, biserica are nevoie de asemenea oameni, puncte de reper la care noi cei tineri să privim cu drag, cu respect, și lumea care privește la Biserica lui Hristos să vadă acești oameni care adaugă greutate la mărturia bisericii. Dar să nu se supere surorile. Să nu se supere surorile, urmează mărturia surorilor. Și prima dată Pavel începe aici cu surorile în vârstă. Dumnezeu să le binecuvinteze. Ne uităm cu drag la cele care sunt, pot să fie mamele noastre sau bunicele noastre, la surorile în vârstă din adunare care se roagă pentru lucrarea Domnului și simt cu lucrarea Domnului și au o inimă sensibilă. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții, și vom vedea pe cine, ce este bine. Să aibă o purtare cuvincioasă, adică o ținută reverențioasă, caracterizată de respect, de teamă sfântă față de Domnul, față de Domnul și prezența Lui. Să aibă o purtare reverențioasă. O purtare demnă. O purtare demnă. În vremea dinainte era ideea aceasta matroanei casei, a bătrânei care era matroana casei, bunica, care primea un respect deosebit. Pentru că ea conducea într-un anume fel treburile casei. Avea acea demnitate. E bine, acea ținută demnă, reverențioasă, este așteptată de la surorile în vârstă, zice, nu clevetitoare. Termenul folosit aici este, în original, ceva nu diabolice, știți de ce? Diabolos înseamnă clevetitorul, acuzatorul. Diavolul este clevetitorul suprem, bârfitorul suprem. Și cine bârfește și clevetește cu scopul de a distruge caractere, face lucrarea diavolului. Pericolul este ca, iarăși, la vârsta aceasta, când e mult timp la dispoziție, surorile noastre dragi să nu se ocupe cu lucruri ziditoare, ci cu alte lucruri. Pavel spune să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, aici să nu mai vorbim. Și apoi zice, să învețe pe alții ce este bine. Pe cine să învețe ce este bine? Evident că nu pe bărbați, și nu în biserică, dar zice aici frumos, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să învețe femeile mai tinere. Dumnezeu vrea ca această transmitere a adevărului să se facă din generație în generație.
Să fie o echipare și o mentorare din partea noastră, surorilor mai în vârstă, față de cele mai tinere. Domnul să vă ajute la aceasta. Din experiența și umblarea voastră cu Hristos, să puteți face lucrul acesta. Un păstor, mai ales dacă este tânăr, nu poate să facă lucrul acesta, din motive evidente, dar dumneavoastră puteți să le învățați pe surorile în vârstă, care sunt poate mai la început în viață de familie, cum să-și iubească soții și copiii. Și aici trecem la îndatoririle surorilor mai tinere, mărturia surorilor tinere, iubitoare de soț și de copii. Acum, sunt lucruri neobișnuite, lucrurile acestea, soțiile să-și iubească soții și copiii, nu. Este ceva natural, e nenatural ca o mamă să nu-și iubească copiii și să-i trateze cum am auzit, e nenatural. Dar Scriptura spune că în lumea aceasta pervertită de păcat se întâmplă lucruri împotriva firii. Oamenii în vremea din urmă vor fi fără dragoste firească, naturală. Aici e mai mult decât atât, să-și învețe, să-și iubească soțul și copiii, să fie loiale soțului, să fie loiale copiilor, să se ocupe de educația lor. Asta poate o soră în vârstă care a trăit așa, să o învețe, să o ia pe cea mai tânără, să se spune, dă-mi voie să spun, și cu tact, cu înțelepciune, să transmită acest bagaj al experienței cu Dumnezeu în familie, surorilor mai tinere, să fie cumpătate, iarăși aceeași idee, cumpătare, caste, curate, cu viață curată, adică curate la viață, caste, în întregime dedicate soțului, să-și vadă de treburile casei. Asta nu înseamnă neapărat că soția nu poate avea o carieră în afara casei. Și aici intrăm pe un teren în care sunt multe, multe discuții. E un context economic clar în țara noastră și sunt lucruri. Dar eu cred, pe înțelegerea pe care o am din cuvânt, că locul principal al soției creștine, în care ea trebuie să fie acolo, la datorie, este întâi de toate casa ei. Își vadă de treburile casei, adică să se ocupe pentru ca casa ei să arate ca în Proverbe 31, soția din Proverbe 31. Se ocupe de treburile casei, să fie bune, bune, și apoi să fie supuse soților. Nu spun nici surorile, nici frații, nimic, nu spun amin aici. Nu că e evident, să fie supuse soților. Și observați care este motivul pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru ca mărturia bisericii să nu fie afectată, pentru ca să nu existe pricine de potignire, pentru ca nimeni să nu se lege de ceva, pentru ca biserica să fie locul rânduielii și a ordinii dumnezeiești, pentru ca relațiile pe care Dumnezeu le-a pus și rolurile pe care Dumnezeu le-a așezat în familie și în biserică să fie împlinite. Doamne, lucrează la aceasta. Supunere în dragoste și partea cealaltă, dragostea soțului față de soție. Mărturia tinerilor, cu asta vreau să închei, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, iarăși cumpătare, la fiecare generație cumpătare. Dă-te pe tine însuți pilde de fapte bune în toate privințele. E bine, Tit este chemat să fie un model pentru bărbații tineri din biserică, de exemplu în toate privințele, în mod special în învățătură, în doctrina sănătoasă, să dea dovadă de curăție, de vrednicie și apoi în toate celelalte lucruri de un comportament ireproșabil, vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Partea aceasta este accentuată mereu în Noul Testament. Petru, în mod special, spune, păziți-vă să nu faceți din libertatea voastră o haină a răutății. Aveți grijă, spune Petru, ca prin purtarea voastră să infirmați pe cei ce vă vorbesc de rău pe nedrept. Să aveți o purtare bună înaintea neamurilor, pentru că ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor. Știți care e urmarea? Neștiutori și proști. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Oameni neștiutori și proști.
Oameni care vorbesc fără să știe. Oameni care acuză Biserica lui Dumnezeu fără să fie bazați pe ceva real. Biserica lui Hristos trebuie să nu ofere acestor oameni vreun motiv de potignire. Ne rugăm din toată inima ca Domnul să facă mărturia tuturor în biserică o asemenea mărturie. Domnul să completeze El ceea ce a lipsit expunerii din această dimineață, din rațiuni de timp. Dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Dorim ca să facem cinste Evangheliei în care spunem că credem. Doamne, binecuvintează bătrânii adunării, surorile în vârstă din adunare, surorile tineri din adunare, tinerii adunării, copiii adunării, cu o mărturie care să înalțe numele Tău. Amin. Cântarea care am dorit să o cântăm spune: mă gândesc deseori la un glas ce îmi spunea: fiul meu, ai jos, vei avea chin, dureri și necazuri, dar nu dispera, că în curând noi spre cer vom pleca. Așa cum a spus și fratele Marius, aceasta este un ajutor pentru lucrarea lui Dumnezeu. CD-ul costă ceva, este un album cu multe cântări cunoscute. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Mă gândesc deseori la un glas ce-mi spunea: fiul meu, ai jos, vei avea chin, dureri și necazuri, dar nu dispera, că-l curând noi spre ce vom pleca. Vom pleca, dar noi vom pleca unde dor fi dureri și necazuri. Toate se vor sfârși, totul Tu vei lăsa pe pământ. Dar Iisus Te așteaptă să-i urmezi calea Sa și cu El în curând vei pleca. Vom pleca, dar noi vom pleca unde n-or fi dureri și necazuri. Lui, noi în cer
Doamne, adu ziua aceea cât mai repede, dar în pregătirea ei, dă-ne puterea să trăim o viață de mărturie în mijlocul seminilor. Aș vrea să rog un frate senior, pe fratele Sere Sandu, poate îl ajutați cu un microfon, dacă nu e prea greu, să ne conducă în rugăciune acum la despărțire. Mulțumesc! Doamne, te slăvim și mulțumim pentru acest popas petrecut în casa ta. Slavă ție, Doamne! Ne-ai umplut inimile de bucurie, Doamne. Mulțumim! Că ești Dumnezeul tuturor posibilităților. Slavă ție, Doamne! Atunci când nu mai sunt nădejdi, când nu mai vedem o ieșire, Doamne, Tu ești acela care poți veni în ajutorul nostru a tuturor. Slavă ție, Doamne! Binecuvintează grupul acesta. Amin! Prin care, Doamne, ți-a depus mărturia că ești Dumnezeu care schimb lucrurile din rău în bine. Slavă ție! Și aduci la viață pe cei sunt morți în păcate. Da. Fie o binecuvântare pentru ei, mărturia Amin. Lor, în cântul lor, în tot Amin. Ce face ei. Pe noi, Doamne, ne ajută! Ca potrivit cu cuvântul Tău vestit în astă seară, să putem trăi o viață plăcută Amin. Voie tale. Amin. Binecuvintează întreaga lucrare Amin. Care s-a făcut în casa ta pentru slava ta. Binecuvintează și prietenul care a fost în casă la casa aceasta, Doamne, cu multă cunoaștere de cuvântul Tău și cu o predare totală, Doamne, în voia Amin. Ta. Mulțumim, Doamne, că ne vei călăuzi în continuare ce vii cu noi. Binecuvintează pe toți cei ce te cheamă Amin. Și cei ce doresc, Doamne, părtășia, pacea și liniștea cu Tine. Și fii slăvit pentru toată bucuria care ne-ai făcut-o. Amin. Amin. Într-adevăr, Domnul să fie slăvit. Mulțumim pentru răbdare cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim.